Bine v-am găsit la o nouă emisiune cult-ura.ro, totul despre cultură. Dacă săptămâna trecută am fost la Petroșani, săptămâna aceasta suntem la Târgu Jiu, la Teatrul Elvira Godeanu, pentru că la sfârșitul acestei săptămâni va avea loc o premieră, dar vom vorbi cu prietenii noștri despre această premieră, cu domnul Marian Negrescu și cu doamna Rodica Negrescu. Mulțumesc că ați acceptat această invitație. Și noi mulțumim. Bună seara. Mulțumim. Aș avea o întrebare referitor la această premieră care va avea loc sâmbătă. De ce trebuie să suflăm în păpătie? E o poveste puțin mai lungă. Colaborarea domnului Cornel Udrea, autorul textului, cu Teatrul Dramatic Elvira Godeanu se duce puțin în timp. Trebuie să amintim celor telespectatorilor și foștilor noștri spectatori din acele vremuri că în urmă cu ani buni domnul Cornel Udrea a scris o piesă, Raiul prima pe dreapta, piesă cu care Teatrul Dramatic Elvira Godeanu a făcut un turneu în Suedia și în Danemarca. Îmi face plăcere să reamintesc faptul că în Danemarca a fost prezent aproape 94 de persoane reprezentând corpul diplomatic acreditat la Copenhaga, la invitația făcută de ambasadorul nostru în acel moment. Bineînțeles, Cornel Udrea a însoțit. Toată această poveste a născut o prietenie a lui Cornel Udrea cu teatrul nostru. A noastră cu Cornel e mai veche decât atât. Drept pentru care Cornel, plăcând-o foarte tare pe Rodica ca și actriță, a scris acest text, De ce suflăm în păpădie, special pentru ea. Mie mi-a revenit doar, cum să spun, încerc să-l pun în scenă în așa fel încât toate lucrurile să fie în regulă, ceea ce evident s-a și întâmplat, pentru că, pe de o parte, calitatea textului acestuia scris, repet, special pentru acest One Woman Show, pe de o parte, calitatea actriței, pe de altă parte, vor duce până la urmă la ceea ce ne dorim în mod evident, adică la un spectacol care să aibă impact, în primul rând, asupra publicului și în mod cert va avea, pentru că textul, pe lângă faptul că este foarte actual, nu uitați că acest text a fost scris de Cornel Udrea în perioada pandemiei. Și atunci, firește că de aici pornește toată povestea. Până la urmă e vorba de o poveste despre o femeie de un suflet singur, cu tot ceea ce înseamnă. Cu toții avem momentele noastre de singurătate, alea din fața oglinzii. Cornel a reușit cumva să pătrundă puțin dincolo de oglindă, dacă vreți, și să facă această introspecție, pentru că este vorba de o introspecție în sufletul unei femei. De aici a ieșit un... Destul de greu ca să intri într-un sufletul unei femei, că exact. Femeile te lasă foarte greu să intri în sufletul lor. Asta este perfect adevărat. Cu atât mai mult, valoarea intrinsecă a textului lui Cornel, spus de către Rodica, se va releva spectatorilor. Răspunsul concret la titlul acestui spectacol, De ce suflăm în păpădie? O să-l descoperiți exact în spectacol. Exact asta. Un mic secret, să ne spuneți și nou ca să știm de ce trebuie să suflăm în păpădie. Păi, mi se pare foarte interesant titlul. Putea să-ți spun, în primul rând, ca să ne conștientizăm zborul. Pe mine suflatul în păpădie mă duce puțin la copilărie, când mergeam pe câmp, luam păpădia, suflam în ea și ne puneam o dorință.
Da, exact aceea cu gărgărița, da? Când ne ziceam gărgăriță, gărgăriță, unde te vei, da? Unde vei pleca, acolo va fi casa mea. La fel și cu păpădia. Suflând în păpădie, vedem cum se duce, da? Zborul ăla ne face să ne gândim. De când ne-am născut și până când n-o să mai fim, da? Cel puțin nu aici, poate în altă parte, cum trece toată perioada asta? Cum reușim să conștientizăm tot zborul ăsta, cu ghilimelele de rigoare, din perioada de când am apărut până în perioada când n-o să mai fie? Referitor zbor strict... Zbor continuu până la urmă. Referitor strict la păpădie. Deci ce știm? Știm că întâi e floarea, aceea galbenă, care se transformă în păpădie, iar atunci când vântul o spulberă și rămâne tija aceea goală, toți acei fulgi, să le zicem așa, se duc, iar acolo unde se duc nu sunt altceva decât pe post de semințe. Apropo, adică este un ciclu al vieții care, da, care se evident se repetă și de asta mi se pare interesant alegerea de către Cornel Udrea a acestui text, pentru acestui titlu, pentru că este vorba pe de o parte de acest ciclu al vieții și al morții, dar cu acea trecere prin cele două evenimente, iar noi ceea ce vedem pe scenă este o perioadă din acest zbor, așa cum spunea Rodica. Rodica, am permis să vorbim la per tu. Sigur, că înainte ne cunoaștem de foarte multă vreme. Da, vorbeam înainte de a filma emisiunea, da, că ne știm de 20 de ani. Eram un copil la un liceu Tudor Vladimirescu, Tudor Vladimirescu. Da, acolo ne-am întâlnit prima dată. 20 de ani. Nu știu când au trecut anii, dar da, au trecut. Și vreau să fac o mică completare, că dumneavoastră ziceați că ați regizat piesa. Eu sunt sigur că va fi o piesă foarte frumoasă. Dumneavoastră aveți foarte multă experiență și acum eu o spun direct. Când spunem Elvira Godeanu, de fapt spunem Maria Negrescu. Da. Că, dumneavoastră ați pus bazele acestei instituții, dumneavoastră v-ați luptat să faceți să sediu unde suntem acum. Indiferent ce spune X sau Y, când spunem Elvira Godeanu, spunem Maria Negrescu. Punct. Și am încheiat subiectul. E adevărat, dar asta contează mai puțin. Știți cum e? Este ca și cum, este ca și în sport. Nu poți să învingi într-un singur meci, iar după aceea, după fiecare meci trebuie să confirmi ceea ce s-a întâmplat. Iar povestea, cel puțin a mea, din punctul ăsta de vedere, ăla a fost un lucru, să zicem administrativ, faptul că am construit ceva. Problema mea personală legată de această poveste este că din punctul de vedere al meseriei n-am să mă opresc niciodată, asta este sigur. Garantat. Nu, și atâta mai fac această subliniere și pe mai revenim la piesa de teatru. De obicei, eu am învățat un lucru în viață, pe unde trebuie să lași ceva. Și alții care trec după tine și văd acolo X nume sau X instituție și aduc aminte, aici a fost cineva. Da, așa este. Așa este că... Întotdeauna venim după cineva, exact. De fiecare dată. Fiecare dintre noi, de fiecare dată am venit după cineva. Asta este viața, că tot vorbeam despre viață. De păpădie. De păpădie, exact. Rodica, da. Ne întoarcem puțin la piesa de teatru. Da. Este One Man Show. Vei interacționa cu oamenii, cu publicul? Da, este interactiv, da. Mare parte din spectacol e o interacțiune permanentă și directă cu spectatorii, ceea ce e și pentru mine... E prima dată când faci lucrul ăsta sau... Nu, am mai avut spectacole în care s-a mai întâmplat asta, dar mărturisesc că nu n-am fost singură atunci. Acum l-am pe Marian, are și Marian în spectacolul acesta câteva treceri pe aici prin scenă, dar greutatea cumva stă pe umerii mei. Și, nu mai pe umerii tăi. Da, și este și pentru mine o premieră, recunosc, pentru că atât de mult n-am interacționat cu spectatorul chiar atât de mult cât o fac în acest... Frâiele fiind mereu numai la... Cât de greu este să... Că totuși vorbim de o oră. Da. Și durează, adică din, piesa nu durează mult. Nu. Dar din punct de vedere al unui actor e destul de mult. Da,
Și de... 2 minute e mult pentru un actor. Cât de greu este situații? Pentru tine să-ți stai o oră pe scenă și să interacționezi cu publicul? Că la un moment dat aștept și reacțiile din spate, din partea publicului și trebuie să-i formezi după tine, ca să zic așa. Cred că la întrebarea asta pot să-ți răspund după spectacol, știi? După primul spectacol. Acum, la repetițiile astea, doar mi-am imaginat că dragii noștri spectatori sunt în sală. Nu i-am, din păcate, dar o să i-am de sâmbătă încolo. Ce să spun? E greu, na. E greu, nu e nimic, nu e ușor. Că dacă ar fi ușor, n-am mai face nimic. Da, e greu. Și, dar sper să fie și frumos și sper să și iasă povestea asta, pentru că, repet, o asemenea experiență nu am mai trăit până în momentul acesta. Atât de mult text să fie într-o relație directă cu publicul spectator. Deci, pentru orice cred actor. Că e și frumos. E greu și e și frumos. Eu nu aștept să văd piesa de teatru. Și pot să-ți spun mai multe după spectacol. Atunci o să-mi dau seama și eu cum o să fie, că nu știu încă. Pentru orice actor, un one-man show sau one-woman show este o piatră absolută de o bornă de încercare foarte importantă. Pentru că ce se întâmplă? În momentul în care te uiți la un spectacol în care sunt mai mulți actori, 5, 10, 20, 30, firește că sarcinile unui întreg spectacol se împart în tot atâtea direcții. Fiind un singur om pe scenă, în mod firesc, toate frâiele, toate aceste conducte care trebuie construite pentru a ajunge, a trece rampa și a ajunge dincolo în sufletul spectatorului, toate aceste lucruri trebuie tu să le faci. Ori, din acest punct de vedere, imaginați-vă toată presiunea unui spectacol cu 30 de persoane concentrată într-un singur. Întotdeauna a fost în meseria noastră o piatră de încercare. Durata, de regulă, eu așa se întâmplă, chiar și la, trecem puțin dincolo, la stand-up-urile profesionale, alea de dincolo de ocean, toate au o oră ca durată. Adică cam atât este ok pentru ca povestea pe care actorul o spune într-un one-man show sau one-woman show să poată să ajungă către spectator și în mod evident să... Și să empatizeze, îmi doresc foarte tare să empatizeze cu povestea. Uite că ai deschis acest subiect. Ce te aștepți de la oameni? Cei care vom fi în sală. De exemplu, ce te aștepți de la mine când voi sta în sală? Asta îmi doresc, cel puțin, îmi doresc. Nu știu acum, dar sper, îmi doresc din suflet să se întâmple lucrul ăsta. Să empatizeze cu povestea, să empatizeze, să se regăsească cumva în tot ceea ce se întâmplă aici, pentru că până la urmă sunt lucruri umane, sunt lucruri normale, sunt lucruri care se pot întâmpla oricui și chiar oricui. Cumva asta este și menirea noastră până la urmă, a noastră ca actori, ca artiști, să-i facem pe cei din fața noastră, nu? Să înțeleagă măcar pentru câteva clipe că tot ceea ce se întâmplă aici se întâmplă și dincolo. Adică să găsească niște răspunsuri la propriile întrebări. Să găsească răspunsuri la propriile întrebări. Și eu chiar, nu știu, asta îmi doresc foarte mult. Chiar despre asta e vorba. Adică interacțiunea în sine nu este un scop în sine. Interacțiunea este a pune sufletul pe masă, ceea ce oamenii obișnuiți nu fac. De frică, nu pentru că n-ar vrea. Ei vor, dar le e teamă că lumea nu se va înțeleagă, că nu, noi facem acest lucru pentru ei, să le arătăm cum e să spui sufletul pe masă. E cumva, se întâmplă în piesă să luați pe ceva din public, să-l urcați pe scenă? Nu. Că, de exemplu, ați avut anul acesta două piese, tot de tipul acesta, în care... În acest spectacol nu se întâmplă lucrul acesta, dar unele momente sunt chiar... poate mult mai directe, aș putea să spun. Și sper să fie înțelese exact, concret, da. Da, și perfect și să nu se înțeleagă nimic greșit. Îmi doresc doar ceea ce am spus și mai devreme. Să se regăsească în exact ceea ce eu vreau să le transmit. Eu de aici. Să
poate cine știe, pentru câteva clipe, pentru câteva minute, pentru alea 50 de minute, 60 de minute cât durează spectacolul ăsta, să poată să-și răspundă măcar la câteva din întrebările pe care le pun, pe care ni le punem de altfel. Tot timpul ne punem întrebări. De când suflăm în păpădie, cât timp fulgul acela zboară, până când el se așează undeva. Ca să renasc. Când te ascult cum vorbești despre teatru, chiar îmi pare rău că n-am urmat această meserie și îmi vine să fac și un one man show. Niciodată nu-i târziu. Că tot, niciodată nu-i târziu. Never say never. Spectacolul se încadrează, e cumva, iertați-mi licența, e cumva old fashion. Un puțin vintage, dacă vreți. E după școala veche făcut. Din punctul ăsta de vedere, mi-asum eu povestea asta. Cumva, de ce? Pentru că viața asta trepidantă, să știți că și în teatru, în spectacolele de teatru s-au produs modificări, chiar și la nivelul spectatorilor. Spectatorii, datorită a ceea ce ni se întâmplă în viața de zi cu zi, pe stradă, la servicii, acasă, timpul, după cum am văzut, a început să se comprime foarte tare. Acest lucru, din păcate, l-am simțit cel mai abitir noi, pe scenă. Pentru că cu cât spectacolele trec de două ore, din acel moment avem o mică problemă. Acum, depinde. De asta, lucrul la un spectacol de o asemenea factură este făcut în filigran pentru simplu motiv că el trebuie să fie 100% timp de 60 de minute într-un contact direct cu emoția spectatorului, pentru că altminte, asta este un lucru pe care îl înveți în școala veche. Mă rog, de acolo, de unde și cel continuu, puțin. Cred că în școala veche s-a învățat mult mai bun lucru decât în școala prezentă. Continuu, ca să nu aibă timp să se plictisească cumva. Chiar, Rodica, că tot vorbim de spectacol și de această premieră, 60 de minute. Dar, de fapt, nu sunt 60 de minute. De cât timp muncești la acest rol, pentru această piesă de teatru? Că noi vedem 60 de minute. Da, de mult. Adică aproape două luni. Aproape două luni. Două luni de studiu, de discuții cu Cornel. La acest spectacol, așa cumva. Dar, na, pentru un spectacol de genul ăsta, cred că trebuie să te pregătești o viață și niciodată nu simți că ești suficient de bine pregătit. Meserie. Pentru că mărturisesc că, na, eu am avut șansa și norocul să fac acum acest One Woman Show, dar mereu spui întrebări. Oare e momentul potrivit să fac asta? Oare sunt suficient de pregătit pentru acest gen de spectacol? Pentru că niciodată... Dacă te știu eu pe tine, garantat ești pregătit, da, 100%. Mulțumesc, la mulțumesc. Ca orice, da, berbec. Mulțumesc, mulțumesc tare mult. Și repetunești în ieri de astăzi. Să știi că eu îmi pun întrebări întotdeauna. Și chiar sunt genul de om și de actor care îmi pun de fiecare dată întrebări și încerc de fiecare dată să fiu cât se poate de corectă cu mine și să văd, să-mi cunosc exact limitele și să știu exact cât pot, dacă pot și până unde pot. Știi? Da, pentru că și pentru mine, ți-am zis și la început, este, na, o încercare. Am mai avut un spectacol în două personaje, Femeia ca un câmp de luptă cu colega lui mea, Vișniec, a lui Vișniec, da, care cumva semăna așa, pentru că, dar greul era ușor împărțit și de o parte și de cealaltă. Cumva aveai un sprijin undeva. Acum acolo, un colegul tău. Acum sprijinul meu este acolo. Corect. La publicul meu drag, spectator, și îmi doresc din suflet să mă sprijine și să și fie cu mine. Că, uite, tot așa vorbeam cu colegii tăi care au avut tot acest tip de spectacol. Colegii mei tineri, da. Da, care am avut și în emisiune și spuneau, i-am întrebat cum a fost premiera și a zis, Luis, premiera diferă, depinde de publicul care îl ai. Sâmbătă poate să fie un public, duminică poate să fie alt public. Acum, și de tine, cumva, că și tu ești în fiecare zi altfel. Vorbeam de old school, de old fashion, vintage-ul.
noi în școala veche se spunea, zice, voi la început, când am început școala, zice, în meseria asta sunteți, funcționați pe baza a două legi. Unu, publicul are întotdeauna dreptate. Wow! Da. Da. Și doi, nu poți niciodată să dai vina pe public. Pornind din prima. Ideea este că calitatea publicului noi nu trebuie să o discutăm. Un spectacol trebuie pregătit pentru toate nivelurile de cunoștințe pe care un spectator sau altul îl are. Adică și pentru un tânăr care e la începutul vieții și nu cunoaște atât de multe lucruri și pentru un profesor universitar, să zicem, care firește că atunci când vede decorul zice, a, asta se duce puțin spre... Și încerc să fac o analiză. Adică își, felul în care el recepționează este cu totul altfel, mult mai elevat. Problema noastră este aceea că trebuie în momentul în care îl joci, trebuie să pornești de la acest, asta e pariul de fapt. N-are importanță, calitatea publicului noi nu trebuie să o discutăm pentru că nu avem voie. Bine, asta pot să o discut eu, scuzați-vă că vă întrerup, de ce spun acest lucru? În momentul în care vii la teatru, trebuie să știi ce înseamnă puțin respect față de actor, să-ți închizi telefonul când intri în sala de spectacol. Da, sunt... sunt anumite lucruri care țin și de public. Și vă spun sincer, asta de la dumneavoastră am învățat de la Teatrul Elvira Gudeanu, asta ați început de când erați director. Și acum că mă duc prin țară pe la alte spectacole, aștept să înceapă acel, înainte de fiecare piesă, să au vocea cu telefonul. Da, da, da. Poate că publicul nu înțelege, dar aș vrea să traduc puțin ce ai spus adineori. Fără să fac nici cea mai mică, adică fără să exagerez cu nimic. Știți cu ce este egal pentru noi pe scenă în timpul spectacolului sunetul unui telefon? Îmi dau seama că în momentul respectiv poate vă blocați. Nu. Deci, ca să înțeleagă publicul, cu un infarct, corect. Nu glumesc. Deci nu glumesc. Pentru simplu motiv că în momentul în care tu îți desfășori piesa, joci, în secunda în care un telefon a sunat, aia este egală cu un infarct, pentru că se produce un hiatus. Povestea pe care noi o spunem spectatorilor are coerență și nu este întreruptă de nimic. Gradată de către noi în repetiții, în așa fel încât ea să ajungă la publicul spectator în bucățelele mici pe care îi le dăm până ajungem să concretizăm întregul. Ori dacă la mijlocul acestei povești vine cineva și trage un fermoar, pentru noi este criminal. Deci, de-a dreptul criminal. Adică, nu exagerez cu nimic. Ca să înțeleagă publicul, s-a făcut un studiu în Statele Unite de ce înseamnă, ce se întâmplă cu un actor pe scenă în timpul spectacolului. Au monitorizat un actor în rol secundar, nu principal, l-au monitorizat și un grup de experți de pe toate zonele medicine la sfârșit a spus: domne, subiectul, conform a ceea ce a dat pe aceste touch-uri pe care le avea el monitorizat în timpul spectacolului, subiectul acesta trebuie să se odihnească 48 de ore repaus total. Asta înseamnă consumul de neuroni. Vorbim de știință aici. Deci ce înseamnă asta? Adică vine exact la ceea ce am spus adineaori. De asta spunea că contează foarte mult și publicul. Păi da, pentru că... Și cât de mult este educat publicul din punctul de vedere. Știți cum e? E ca acolo când ești la trapez. Sunetul unui telefon în timpul unui spectacol de teatru este ca atunci când ești la trapez și ți ia plasa. Aveți preferere toate. De asta ajung într-un fel că și la public trebuie să fie puțin educat. Și să revenim la piesa noastră. Am văzut că aveți un afiș foarte interesant. Cu cine ați făcut afișul? Cum v-a venit ideea afișului? Sau ați contribuit la acel afiș? Eu cu pozele. Afișul l-am gândit împreună cu prietenul nostru și colegul nostru Florin Rotaru.
ideea în sine mi-a venit mie, dar asta nu înseamnă nimic, pentru că în spatele acelui afiș, trebuie să vă spun că Florin Rotaru a muncit undeva între 4 și 6 zile pentru a putea realiza tehnic. Ce se întâmplă? E tot old fashion, tot old school. Noi am fost învățați. Afișul și caietul program reprezintă poarta de intrare în spectacol. Dacă un afiș este spectaculos, dar nu are legătură, și foarte frumos și zici, mamă, ce afiș, dar dacă el nu are legătură cu spectacolul, afișul ăla e zero. E doar așa. Să înțeleg de la dumneavoastră că în momentul în care gândești o piesă de teatru, nu o gândești doar pentru scenă, o gândești de la intrare, de la intrare, până în ultimul moment. Exact așa ai gândit acest one woman. De asta v-am întrebat de afiș, că am văzut că inclusiv de la afiș începem cu păpădia, cu suflatul, cu tot ce ține de partea asta. Publicul va vedea o imagine, aceea de pe afiș, de pe semnele de carte care, pe care le va avea fiecare în mână. Asta o să vedeți când o să ajungeți să vedeți spectacol. După spectacol vor dacă le place fotografia, și sigur le va plăcea fotografia, după spectacol o să înțeleagă o dată în plus, a, de asta afișul este așa. Și de asta suflăm în păpădie. Bun, noi acum suntem pe scenă și în spatele nostru este decorul de la piesă. Nu vreau să ne dați multe detalii despre decorul. Florin Ularu este scenograf. Da. Îi mulțumesc din suflet și Florin Ularu și lui Florin Rotaru pentru afiș. Minunat. De fapt, aici este o echipă întreagă în spate. Da. Este dumneavoastră regia, Rodica actorul. Sunteți mai mulți. Florin Rotaru este tot ceea ce ține de grafică, design, grafică și proiecții video. Florin Ularu la scenografie. Sorin Pungan este regizorul tehnic. Filoftea Popescu este suflorul. Și toți ceilalți colegi și din echipa. Adică suntem o echipă care lucrăm. Cristian Greculescu la lumini, la sunet, Alex Palade la sunet. Este un spectacol foarte important din toate punctele de vedere. Deci am spus numele colegilor pentru că o să vedeți în spectacol ilustrația muzicală, luminile, sunetul. Tot. Cum, de unde vine, cum se aude, sub ce formă, toate aceste lucruri au o importanță covârșitoare în acest spectacol. Dar lucrurile le vom descoperi sâmbătă. Da. La ce oră este? La ora 18. Și duminică? Și duminică tot la ora 18. Tu vei avea premiere și sâmbătă și duminică. Da. Revin la ideea de spectacol. Întotdeauna la noi e premiere, pentru că știi cum e. De asta teatrul nu seamănă cu filmul. Nu în fiecare zi suntem altfel. Corect. Este așa pentru că, având în vedere condițiile, mă rog, astea administrative prin care trebuie să trecem, firește că dacă sala s-ar fi putut umple la capacitate maximă din prima, atunci nu era o problemă. Dar așa, lucrurile trebuie împărțite pentru că cât mai mult. Din câte am înțeles, astăzi vânzarea de bilete e aproape chiar pe sfârșit, ceea ce ne bucură într-un fel. Înseamnă că este foarte bine și vă invit pe această cale să veniți sâmbătă și duminică la piesa de teatru. Dacă mai sunt bilete. Dacă mai sunt bilete. Dacă mai sunt bilete. Cu drag. Mai am o singură întrebare legată de această piesă. Sigur. M-am înnecat puțin, probabil cei care vă uitați acum observați acest lucru. Te regăsești în această piesă? Da, foarte mult. Mult. Foarte mult. Foarte mult. Nu știu, n-aș putea să spun un procent așa, dar cred că foarte mult spune exact. Să nu uităm că și Cornel când a scris-o pentru mine, gândindu-se cumva la mine, neștiind, evident, foarte multe amănunte legate de viața mea și de existența mea pe această lume, dar foarte mult, foarte mult. Deci abia aștept să ved piesa de teatru și să văd dacă ce cunosc eu despre tine ca actor
voi da? Descoperi în această piesă de teatru. Da, tocmai, aștept să-mi spui exact, după. Exact ce spunea, ce spunea Rodica adineori. În momentul în care a scris Cornel, de asta importanța textului este una maximă, pentru că până la urmă se referă la universalitatea a ceea ce înseamnă sufletul unei femei la nivel universal. Ori intrăm pe un tărâm extrem, așa cum spuneai și tu la început, e un teren extrem, extrem de sensibil, și cu atât mai mult, cu atât mai mult acolo unde Rodica s-a întâlnit cu actrița, viața ei s-a întâlnit cu viața personajului, lucrul ăsta se va vedea. De fapt, toți spectatorii vor simți lucrul acesta. Vreau să mă întreb ceva pe dumneavoastră, că am văzut că sunteți cu școala veche. Am văzut că în ultimul timp și la noi în Târgu la teatru și în mai multe zone din țară au început aceste spectacole One Man Show, One Woman Show, că acum mi-am dat seama de... Nu, e același lucru. Greșeală? Da, nu e o greșeală. E... De ce credeți că vine lumea către, sau actorii vin către acest gen de spectacol? Că din câte știu, în trecut nu prea se făceau astea, acest gen de spectacol. Sau... Se făceau, dar nu atât de multe, pentru că ce se întâmplă, producțiile mari, da, revenim la ce am vorbit adineori, erau producții, spectacole care dureau 3 ore, 3 ore și jumătate, erau tot teatru, toți actorii dintr-un teatru care intrau în unele spectacole. Erau foarte puține spectacole de one woman show sau one man show. Dacă îmi dai voie, probabil că și din cauza vremurilor pe care le trăim. Pentru că acum nu mai putem să mai fim atât de mulți aici, în spațiul ăsta. Poate și asta este unul, da, din păcate, unul din motive. Și atunci încercăm să ne adaptăm, cum o facem mereu, de 2 ani de zile sau de când suntem cu povestea asta. Care nu se mai termină. Care nu se mai termină și sper să se termine cumva. Și atunci încercăm și noi să ne readaptăm la... Asta pe de o parte. Pe de altă parte, acest tip de spectacol sondează într-un anume fel particular viața unui bărbat sau unei femei, în funcție de tipul spectacolului. Și atunci lucrurile care din ce în ce, lucrurile exterioare pe care oamenii de pe stradă, spectatorii noștri, le simt în fiecare zi, nu mai seamănă deloc cu lucrurile de acum 30 de ani. După părerea mea, ceea ce trebuie să facă omul, noi toți, inclusiv spectatorii noștri, este, noi suntem supuși a unei presiuni din ce în ce mai puternice la nivel personal. Și emoțional. Și emoțional. Ca să reziști acestei povești, îți trebuie niște repere. Aceste tipuri de spectacol, acest tip de spectacol, asta face. Exact asta face. Dă răspuns la niște întrebări pe care oamenii, într-un anume tip de criză, X, pe diverse paliere, o au. Vreau să vă mulțumesc că ați acceptat să veniți în cadrul acestei emisiuni. Cu drag și noi mulțumim mult de tot. Mulțumim. Mulțumim. Abia aștept să vedem piesa la sfârșitul acestei săptămâni. Pentru asta cei care ne-ați urmărit... Vă așteptăm cu drag. Da, deci ați auzit, veniți la piesă pentru că o vom descoperi pe Rodica. Deci, practic, se regăsește în această piesă și, practic, o vom descoperi pe Rodica. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și vă așteptăm sâmbătă și duminică la teatru pentru a sufla în păpădie.